Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Culisele Statului. Pare, invitații mei nici n-au avut răbdare să intru în direct și deja vorbesc despre emisiunea din această seară. V-am pregătit o ediție specială, ca de obicei, nu? Așa cum am obișnuit noi în fiecare zi, cu dezvăluiri. Stăteam și mă întrebam astăzi cum o fi să ai peste 1.000.000 de metri pătrați de teren, dar 19 imobile. Dar cine mai trebuie oamenilor ăștia, care sunt și de la PSD și de la PNL? De ce vor să ajungă deputați? Pentru că dă bine la CV, pentru că n-am văzut ca aceste personaje să se remarce cu ceva în fața cetățenilor care i-au ales să meargă acolo. Dar au acum șansa să se remarce cu declarațiile de avere. O să vă prezint în această seară care sunt cei mai mari latifundiari din Parlament de astăzi. Dar să știți că niciunul nu depășește pe Gigi Becali. Nimeni nu l-a întrecut încă. Nici pe domnul de la sectorul 3, Robert Negoiță, cu multele apartamente. În această seară însă o să vă arăt unde sunt banii dumneavoastră. Cum, unde sunt banii dumneavoastră? În profitul de la OMV. Astăzi OMV a declarat că a făcut profit între ianuarie și iunie 2022 numai puțin de 5,54 miliarde de lei. Asta înainte de plata taxelor și impozitelor, adică peste 1 miliard de euro în 6 luni. Au câștigat. A câștigat însă și statul, pentru că s-a lăudat șefa de la OMV că au plătit o sumă record la statul român. Singurii care au pierdut sunt românii, ca de obicei. Dar nu toți românii pierd. Nu toți, pentru că sunt unii care câștigă sistematic, cei aleși cu ghilimele de rigoare. Uite, de exemplu, cum este domnul Mândrescu. Știți, m-a întrebat cineva, dar ce aveți, domnule, cu domnul Mândrescu? Ce a făcut? Păi a făcut multe. Și pentru pregătirea pe care o are, nu prea se califică pentru toate consiliile de administrație pe care vrea să le bifeze. Ultimul dintre ele este cel de la Autoritatea Aeronautică Civilă. Ce dacă este în conflict de interese? Sau cel puțin așa spune legea? Am făcut o solicitare la secretarul general guvernului să ne spună dacă are dreptul să fie acolo, pentru că până acum a fost interimar și secretar de stat la Ministerul Transportului, acum vrea să fie definitiv în acest Consiliu de Administrație. Bani mulți, dar nu numai asta contează. Vrea să se ducă și la acel comitet internațional. Aștept să-mi spună cei de la SGG dacă s-a dat o derogare pentru domnul Mândrescu. Același domn Mândrescu despre care v-am vorbit în zilele trecute. Ce să vezi? Astăzi s-a confirmat public. Au anunțat cei de la Compania Națională de Aeroporturi că urmează să scoată la licitație 5.500 de metri pătrați spații comerciale în aeroportul Otopeni. Cele care existau deja, dar și spații în plus. Aici este bătălia. Bătălia, și o să vedem cine o să o decidă, pentru că mâine va fi Consiliul de Administrație la ora 10 și se va decide cine este directorul interimar la Compania Națională de Aeroporturi. Se vehiculează mai multe nume. Unul dintre ei chiar prieten cu domnul Mândrescu. Mâine o să aflăm exact cine va face jocurile. Foarte interesant. Foarte interesant și că nouă ne place, știți, e o vorbă. Dom'le, stai în apartament la bloc, confort 2, garsonieră, confort 2, dar ți-ai Mercedes ca să vadă lumea că ai. Dom'le, nu, românul de rând nu prea mai face lucrul ăsta, care tot mai puțin. Dar guvernul face, domne, și acolo nu se aplică dubla măsură. Păi dacă le dăm la americani bani pentru armament, hai, domne, să dăm și la francez pentru ceva. Uite, de exemplu, nu le-am dat pentru corvete, dar le dăm pentru trenuri cu hidrogen. Extraordinar, minunat, nemaipomenit. E foarte bine că o să avem trenuri verzi. Dar de ce suntem noi proștii clasei, ca să zic așa? Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dincolo de faptul că firma de la care cumpărăm a primit direct contractul. Mai sunt și alte firme care au dezvoltat trenuri cu hidrogen. Nu sunt atât de avansate, e adevărat, dar firma de la care cumpărăm are o experiență cu Metrorex-ul și ne tot amenință că lasă Metrorex-ul fără mentenanță, fără piese, fără în compensație. Au primit acest contract. Extraordinar, minunat. Dar de ce nu ne explică domnii de la guvern toate detaliile? Pentru că am văzut că, într-adevăr, acest tren a fost dat în folosință pentru teste, atenție! În Germania, în Franța, în Italia și în multe alte țări. Noi cumpărăm direct, de ce să le testăm? De ce, domne? Dar după ce au testat, nemții au comandat și ei 41 de garnituri. Dar, știți, noi le cumpărăm direct, nu mai testăm. Păi se compară infrastructura noastră cu infrastructura nemților, poate nu se potrivesc.
Și vreau să știu cum unde or să pună rețelele de alimentare. Știți că ele nu vor merge decât pe distanțe mici, ci că întâi le vor testa între Gara de Nord și Otopeni. Păi, dom'le, am văzut că unul din secretarii de stat la Ministerul Transporturilor s-a lăudat pe pagina sa de socializare că vor merge pe niște rute mici când vor veni și contractul este mult mai mare decât s-a anunțat inițial. 973 de milioane de euro plus TVA. Mulți au zis, dom'le, da, dați bani de la PNRR care sunt nerambursabili. Nu, vine și completarea, sunt și de la bugetul de stat. Dar nimeni nu spune cât sunt de acolo și cât sunt de acolo. Nu sunt cârcotașă. Îmi doresc să avem mai mult decât au alții. Dar nu cumva punem noi carul înaintea boilor, ca de obicei? E o întrebare. Nu știu. Când toată lumea știe că starea infrastructurii în România este la pământ, când fostul ministru l-acuză pe actualul ministru că s-au anulat foarte multe licitații din țară pentru calea de rulare, unde punem noi aceste trenuri? Dar unde punem instalațiile de alimentare cu hidrogen? E? Multe întrebări, puține răspunsuri. În această seară o să vorbesc tot despre Ministerul Transporturilor și despre ce șmecherii, hai să nu zic șmecherii, pe ce semna domnul Mândrescu atunci când era director la compania de aeroport. El a fost pus acolo când era domnul Grindeanu premier. Și a fost pus la compania de aeroport. Și mi-au picat în mână, că acum știți că avem mulți prieteni la emisiunea asta, niște acte semnate de domnul Mândrescu în perioada cât era director acolo, care mai dădea niște bani în plus la Romprest față de contractul abonament, pentru că era un contract abonament pentru curățenie, servicii de salubrizare. Și ce credeți, că le mai dă un contract, le mai dă fără licitație, evident, fără, la o subsidiară a Romprestului, pentru reparații căi, rulare. Cine contrasemnează alături de domnul Mândrescu? Exact, reprezentantul Companiei Naționale de Aeroporturi București, de la acel moment, în Consiliul de Administrație la Romprest. Vedeți cum se leagă lucrurile? O să vă arăt în această seară și actul de control pe care îl avem în exclusivitate al Ministerului de Finanțe la Primăria Sectorului 1 în legătură cu contractul pe care l-a avut Romprest acolo. Ce au constatat și ce a stat la baza dosarului penal despre care v-am vorbit săptămâna trecută, veți afla în această seară exclusiv. Tot în această seară veți afla de la noi că două universități prestigioase au făcut teste pe mini-reactoarele pe care ni le aduc americanii, alea cu care se laudă toți, de la Iohannis la Virgil Popescu, și ne explică ce norocoasă este România că o să le aibă. Dar nu spune că testele arată că sunt de 9 ori mai, produc de 9 ori mai multe deșeuri radioactive decât cele de acum, cele tradiționale. De ce nu spune nimeni? Și de ce nu citește nimeni de la guvern aceste studii? Că e vorba de Universitatea de la Stanford, printre altele. Bănuiesc că oamenii ăia au și ei niște cercetători acolo serioși, nu? În această seară, alături de mine, în platou, să discutăm și despre foarte, foarte multe alte lucruri. Am o listă întreagă de subiecte. O să discutăm și despre faptul că s-a mai scos la vânzare o fabrică care, evident, tot o proprietate imobiliară care deocamdată nu o să poată fi dărâmată și construită pentru că puzul de la sectorul 3 a fost anulat în instanță. E vorba de fosta fabrică Flaros, care producea, dacă știți, încălțăminte pentru armată, printre altele, și dădea la export o grămadă de produse. Miza este în zona Timpuri Noi, evident, este tot imobiliară. O să discutăm în această seară. Dar știți ce? Vă prezint acum pe invitații mei imediat. Știți care este întrebarea mea legată de Romprest? Că mulți o să spună, domnule, aveți o obsesie cu Romprest, cu SRI. Nu, domnule, tot ce am spus s-a adeverit. Uite, apropo de SRI, domnule, cum se face că majoritatea angajaților de la SRI obțin funcții publice, director general pe toate instituțiile publice? Dar de ce, domnule, numai ei? De ce numai ei? O să vă mai dau un exemplu în seara asta. Cei de la Romprest, însă, după părerea mea, pentru că am în curs o investigație pe care o să o prezint în perioada următoare, au de dat niște explicații în afară de ceea ce a apărut în spațiu public. Dom'le, unde s-au dus cei 200 de milioane de euro pe care i-ați încasat de la Primăria Sectorului 1? Cei care sunt stabiliți ca și prejudiciu, pentru că din investigația pe care am realizat-o până la acest moment, acești bani n-au ajuns ca dividende la proprietarii acțiunilor, ci s-au scurs în niște contracte de consultanță către niște băieți deștepți, niște băieți despre care noi am vorbit aici.
Va veni ziua când o să vă prezint toate lucrurile astea. De ce? Pentru că sunt bani publici, oameni buni. Sunt 200 de milioane de euro. 200 de milioane de euro. În platou alături de mine să discutăm despre toate aceste lucruri, domnul Dorin Iacob, invitatul nostru permanent. Bună seara, domnule Iacob. E serioasă informația că, că acele locomotive se cumpără din bani din PNRR? Domnul Iacob, am citat postarea unui secretar de stat de la Ministerul Transportului, pe care o să arătăm și noi în această seară. O parte spune așa, valoarea este contractului 973 de milioane de euro plus TVA, o parte din bani din PNRR, o parte la bugetul statului. Eu, din PNRR-ul german sau din PNRR-ul din România? Nu știu, că Alstom este firmă franțuzească. Franțuzesc, exact. Pardon. Păi, nu înțeleg foarte bine, pentru că știu că Planul Național de Redresare și Reziliență și banii veniți de la Uniunea Europeană este ca noi să producem, noi să ne creăm locuri de muncă, noi să... Nu să cumpărăm ceva comercial. A scris colegul Marius Ghilezan despre asta. Deci acești bani să duc pentru... Păi stai să vă spun că... Imediat, a scris colegul Marius Ghilezan și a primit drept la replică de la cei de la Alstom. L-am citit cu foarte mare atenție. N-a adus nicio corectură, doar ceea ce am spus eu, și anume faptul că în alte țări le-au dat la teste. La proștii de români nu le dau la teste, le vând direct. Și au făcut următoarea precizare. Domne, ceea ce plătiți noastră, plătiți doar pentru alea pe care le facem. Păi cum, domne, adică voi nu câștigați nimic numai pentru ale voastre, adică le plătiți doar pe ale voastre, nu plătiți producția întreagă. Adică ei ne iau pe noi de proști, nu știm cum funcționează lucrurile sau cum. Dar noi plătim niște produse făcute în altă țară cu banii destinați să ne redresăm noi economia. Exact. Păi ne redresăm cu trenurile pe șine, ce să zic, na. În platou alături de mine, jurnalist de investigații, Dan Ionescu. Bună seara, Dan. Bună seara. Eu cred că România, rămân la părerea că România este o probetă de, în care se fac experiențe. Uite, experiențele cu trenuri, nimeni nu le are, noi o să le avem. Și cu SMR-urile, cu mini-reactoarele. Mini-reactoarele nucleare de la americani. O să vă arăt în seara asta. Nimeni nu le are, noi le avem. Și o grămadă de alte experimente care se fac aici pe România, de fapt pe România, pe oamenii care trăiesc în România. Pe noi nu, se fac guvernanții, aceste guvernanții toți, nu numai cei care stau acum, toți, au făcut experimente 32 de ani pe români. Deci nu asta e. Spun, se fac vreau experiment. Să fiu corectă, vreau să vedem și veștile bune, și anume faptul că se vor mări pensiile, se va urca pragul de impozitare pentru pensii. Am văzut toate aceste lucruri. Le spun colegii mei la toate emisiunile și eu aplaud că există și lucruri bune Bun, care se întâmplă. Bun, dar povestea asta cu part-time-urile, cum zici că am văzut și povestea că se impozitează excesiv part-time-ul și că sunt obligați angajatorii pentru cei care sunt angajați part-time să plătească întreg. Dar mâine o să-l avem pe fostul ministru de finanțe, Eugen Teodorovici, și o să discutăm toate modificările din codul fiscal. Ciudat a fost ministrul de finanțe când a fost întrebat. A ascultat întrebarea lungă, s-a uitat în ochii jurnaliștii și azi deocamdată așa aplicăm ordonanța. Bun. Adică a fost singura lui explicație. Voiam să mai spun încă ceva. Voiam să mai spun că apreciez toate lucrurile bune, dar vreau să mai punctez un lucru înainte să-l prezint pe Mihai Belu, jurnalist de investigații. Bună seara, Mihai. Bună. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Vreau să mai punctez imediat, vă vin la tine, un singur lucru. Noi am văzut că se dau de ceasul morții de câteva zile și astăzi au anunțat pe surse că 100% din toamnă se revine la piața reglementată. Dom'le, vă faceți aminte cum și-au rupt hainele de pe ei pentru ordonanța 114 dată de Dragnea? Sigur că era dată de Dragnea și era nasol că e de la Dragnea. Doi, dar voi vedeți acum că se întorc la toate măsurile pe care, nu Dragnea, pe care le-a dat PSD-ul în timpul în care Dragnea era președinte, da? Irigațiile, programele din agricultură, o să zică mulți că îi fac campanie, nu îi fac nicio campanie, domnule Dragnea, e o realitate, o realitate. Ați văzut modificările la legile justiției? Ați văzut că urlă toți acum că sunt aceleași lucruri pe care le-au pus atunci? Dom'le, apropo de dubla măsură, Mihai, am uitat să spun în introducere un lucru. Dom'le, m-a enervat atât de tare aseară când am văzut declarația rectorului de la SNSPA, Remus Pricopie, care cu tupeu, dom'le, cu atâta tupeu, a ieșit și a spus, domne, plagiatul lui Ciucă ne strică imaginea, cum ne putem uita noi în ochii europenilor cu care suntem parteneri? Măi, domnul Pricopie, măi, Remus, că-mi permit să spun așa, măi, Remus, dar nu ți-a stricat, domne, imaginea Florian Coldea atunci când ai fost în Comisia de Evaluare pentru Academia Națională de Informații și el era acuzat de plagiat și ai spus că a avut un dosar beton? Păi, dar nu ți-a stricat imaginea, domnul Coldea, atunci când dumneata ai fost
pe punctul de a-l aduce profesor la SNSP și au sărit toți profesorii în capul tău pentru că nu te-ai consultat cu nimeni? Și te mai întreb, nu ți-e rușine să uiți declarațiile pe care le-ai făcut despre plagiatul lui Ponta și despre Cnatcu? Nu-ți mai amintești de ele? Lasă că ți le citesc eu în seara asta, să le afle o țară întreagă. Că spune atunci că sunt jocuri politice. Păi și ce faci tu acum? Tot jocuri politice sunt. Foarte bine dacă a plagiat Ciucă să plătească. Dar ți-e rușine să aplici dubla măsură? Pe bune că ești rectorul SNSPA-ului. Te rog să mă ierți, dar m-ai enervat atât de tare, domnul Pricopie. O să citesc în cursul emisiunii să vedeți ce spunea când era vorba de plagiatul domnului Ponta. Pe mine chestia cu trenurile mă enervează tare, pentru că este ca și cum ți-ai lua, mie să nu fac vreo greșeală ca Buhnic, tricouri mulate înainte să te duci la sală. La noi liniile sunt problema. Adică noi putem să luăm și trenuri de la Ferrari să meargă cu 400 de kilometri la oră. Nu au pe unde. Că liniile se dilată, se îndoaie, deraiază trenurile. Adică infrastructura înseamnă linia. După aia, după ce ai rezolvat aia, iei mașina care ați merge. Ați văzut controlul ANPC la PCFR de astăzi? A apărut zilele trecute, ieri a apărut. Ați văzut ce mizerie este și ce bătaie de joc e pentru călătorii români? Dom'le, pe bune, adică asta este soluția? Iei niște trenuri cu niște sute de milioane doar ca să-i mulțumești pe francez, pentru că nu i-ai mulțumit cu corvetele? Nu știu, s-a mai întâmplat ceva cu corvetele? Dar o să rămână în sertar trenurile, nu o să aibă, o să meargă trenurile, o să rămână în câmp când... Băi, oameni buni, e mai grav. Din banii veniți de la Uniunea Europeană în PNRR, în loc să dezvolt eu aici, ce zici tu, infrastructură feroviară, în loc să dau, nu știu, la fabrici de vagoane din România să facă francezi. Ceva, dăm banii aia care... Bravo lor, care au putut! Puteți face bravo calculul lor, ce să zic. Păi nu, eu nu de francez vorbesc, eu vorbesc de tâmpiței noștri. Păi... E absolut absurd. Să-mi explice cineva care este logica Planului Național de Redresare și Reziliență în care eu iau bani pentru Planul Național ca să cumpăr ceva produs în străinătate. Nu au spus, domnule, că e Planul Național pentru America, pentru Franța, pentru toți ăștia cărora le dăm, le facem memorandumuri pe bandă la guvern ca să nu îi tragă nimeni la răspundere că n-au făcut licitație, că nu au făcut proceduri. Păi nu, la ăsta cu reactoarele, miza... Cea mare este faptul că în momentul în care va exista un aparat de la pus și va produce, cum zic studiile, de 9 ori mai multe deșeuri, din momentul respectiv se va capitaliza compania în America. Ai o chestie de aia cu multe miliarde, vor veni investitori, doamne, vor începe să investească. Să-ți dai seama ce borcan cum e aici la București. Am citit zilele trecute o știre că a venit și cea de-a doua firmă când a văzut că ăstora le merge aici. A venit și cea de-a doua firmă americană care produce aici la București și au deschis filiala aici. Da, dar vrei să spun ceva? Ăia n-au... avocați competenți care se reprezintă în România. N-au avocați? Nu. Cu ghilimele de ricoare, vrei să spui. Nu, avocați. N-au o firmă haide de avocaturi. Haideți să le rom pe rând. Vreau să vă întreb așa. Dom'le, dacă ați avea peste 1 milion de metri pătrați de teren, 19 imobile... Eu aș intra pe Skype de la Saint-Tropez. Dom'le, 19 imobile. Dom'le, v-ați mai duce parlamentari în Parlamentul României? De plictiseală, da. De plictiseală. Deci trece un parlament de plictiseală. Vreau sau propun... poate că viziunea asupra vieții și a afacerii... Adevărul e că o să vedeți că sunt niște personaje care s-au remarcat în Parlament. Da, asta sunt curios. Și-au făcut să pentru cetățeni foarte lor multe. Asupra societății. Haideți să vedem despre în parlament, cine. Vin în Parlament pentru că Parlamentul le dă putere. Dacă eram în Suedia, ai, domne, nu ce se duce... Hai, domne, ce putere că votează toți ca o turmă acolo. Despre ce vorbim? Nu puterea între ei, că între ei n-au putere. E un șef acolo, dar față de noi, la ei au putere. Județ acolo. Da, au la ei, aici sunt de acord cu tine. Aici sunt de acord cu tine. Au pașaport diplomatic. A, da, de astea. Adică de astea. Negociază de concedii pe banii statului. Lasă concediile și alea. Sunt parte, oamenii ăia sunt parte la împărțirea bugetului de principiu de 1 miliard de euro pe acolo al județului respectiv. Corect. Aia e partea. Și negociază fiecare. Haideți să vedem. La noi parlamentarii trebuia să că ca pe bicicletă la muncă ca în Suedia, așa nu se mai înghesuia nimeni la parlament. Haideți să vedem și să stea în cum stau în să stea în, sau da, să dădeau plus valoare. Haideți să vedem cine sunt cei care sunt cei mai mari latifundiari din Parlamentul României de astăzi. Vă arăt acum și discutăm după.
La 2 ani și jumătate de la ultimele alegeri parlamentare sunt încă mulți aleși care nu s-au făcut remarcați prin activitatea lor. Unii dintre ei însă ies în evidență prin averi fabuloase. Dar deși dețin milioane de metri pătrați de teren, deputații nu apar în topurile de specialitate care măsoară averea oamenilor de afaceri români, potrivit celor de la Fanatic. Iar un prim exemplu ar fi Dumitrița Gliga de la PSD. Deputata de la Mureș deține 700.000 de metri pătrați de teren agricol, adică 70 de hectare. În declarația de avere apar numai puțin de 20 de terenuri în județele Mureș și Harghita, potrivit fanatic.ro. Ea mai are în proprietate și 1,5 hectare în Intravilan, 2 hectare de pădure, peste 2.300 de metri pătrați de luciu de apă și peste 4 hectare de teren extravilan. Iar pe lângă toate acestea, deputata deține și 2 case de 350, respectiv 207 metri pătrați. Nicu Niță, tot din rândul deputaților PSD, deține 7 terenuri în județele Brăila, Constanța și Brașov, care totalizează peste 1,3 milioane de metri pătrați. La acestea se adaugă 2 case de locuit, una dintre ele având aproape 900 de metri pătrați, 2 case de vacanță în Eforie Nord și Predeal și spații comerciale întinse pe mai bine de 10.000 de metri pătrați. Rămânem la PSD, la cel mai avut deputat din întregul parlament, mai exact. Marian Țachianu deține 12 terenuri agricole în suprafață totală de 150 de hectare, adică peste 1,5 milioane de metri pătrați. Țachianu mai are în proprietate alte 16 terenuri intravilane, adică un total de 54 hectare și 2,2 hectare de pădure. Parlamentarul se bucură și de o casă de aproape 600 de metri pătrați în localitatea Braniștea, județul Dâmbovița. Liberalul Alexandru Popa deține la doar 32 de ani 1,35 milioane de metri pătrați de teren. Are 15 terenuri agricole, dar și 3 parcele intravilane de 16.500 de metri pătrați. La capitolul imobile, declarația sa de avere arată că deține o singură casă de 190 de metri pătrați. Olivia Diana Morar, tot de la PNL, se poate lăuda cu un număr impresionant de imobile, 19. Mai exact, 6 case, 4 apartamente, un spațiu comercial și 8 imobile din alte categorii, potrivit celor de la Fanatic. La toate acestea se adaugă 15 terenuri intravilane de peste 8.000 de metri pătrați. Năstase, eu zic că nu este, pentru mine nu e edificator materialul. Așa. Îi rog pe cei din presă să verifice cu atenție următorul lucru. Dacă acești oameni au donat pentru artă, pentru spitale, pentru case de copii, stați mai un pic. Dom'le, mâine-i vine. Plecați de la o idee mâine din asta. Păi m-am uitat acum pe ala și am luat cuvântul de două ori. Păi nu, stai un pic. Ei au niște averi, dar nu știm activitatea lor asta civică și politică. Domnul Iacob. Eu spun că nu sunt edificat. Deci în momentul ăsta... Fac pariu că jumătate din oamenii care se uită la noi spun, bă, aruncă cu ceva în televizor și se enervează. Dom'le, dar cum? Am glumit, adică... oameni buni, că nu cred că au făcut așa ceva. Dom'le, nu se poate așa ceva. Dacă aruncă, adică dacă nu strică, ți-a surâs norocul cu glumele de rigoare. Să nu strice televizor. Nu. Te mai duci în parlament să te împăunezi acolo, deci, să te dai faptul mare... Faptul că cineva pe planeta asta, în România sau oriunde în altă parte, parlamentar sau neparlamentar, este sau devine un om bogat. În primul rând, devenind bogat, plătește taxe, impozite, nu asupra statului român, trebuie să vină din bogăția lui și asupra statului și semeilor. Ei personal pot să facă niște acte de caritate, nu știu, să susțină sportul, medicina, lucrurile de genul ăsta. Nu a fi bogat în sine, nu, domnule, problema. Nu, domnule, poate să facă cea pentru cetățenii ei, pe care, ci cei cu ei care pe au lumea trebuit asta să-i reprezinte acolo... Da? Ca că parlamentar, nici, bravo. Îl cunoașteți pe vreunul dintre cei pe care i-am enumerat în material? Nu, păi... n-au niciun impact. M-am uitat special eu să văd la asta. Cine la sunt? Difundiarul suprem ăsta din Dâmbovița a avut 2 lor de cuvânt în parlament. Probabil că a greșit primul jurământ și l-a mai spus odată. Adică n-a avut nicio activitate, că aici e problema. Pe vremuri venea boierul și spunea, bă, zic, eu oricum am, nu mai am nevoie. Și am venit să boierul mă dedic mai făcea o școală, comunități. Mai ridica o biserică, exact. Mai trimitea niște copii dar din sat. Dar în afară școală de asta, el venea să dedice comunității. Zice, afacere am făcut și uite, am avut succes. Și am venit să mă dedic comunității. Nu prea e cazul acestor cetățeni, pentru că, într-adevăr, este anonime, că nici măcar în locul ăla lor apare cât un multimilionar de ăsta anonim cu negru sub unghii, care dacă îl scoți în lume nu știe pe unde să calce prin București, dar care s-a dus și a zis, și eu sunt stâlpul comunității, am venit și eu cu geanta asta și vreau pe măsură.
Cam asta este adică povestea. Și-au cumpărat locul în Parlament, dând bani la partid. Asta Dumne, vreți asta să spun. Asta nu știm, geantă, de unde să știm pe ce principiu au fost selectați. Eu am folosit o metaforă ca să nu... Nu, eu nu sunt cu metaforele astea, că nu o licență poetică, o figură de stil. Înțeles. Dar, dincolo de asta, Parlamentul ăsta oricum e uriaș, e mare, este de două ori cât al Franței. Păi uite, să luăm și noi modelul Italiei. Au dizolvat Parlamentul și se face un Parlament mai mic, mai subțire, mai... Că adică, și la noi există deja referendumul făcut, nu? S-aplică referendumul lui Băsescu în Italia. Bă. Și încă o chestie care o să mă înjure multă lume, dar asta e adevărul, la noi ar fi trebuit ținut sistemul cu colegii să se maturizeze. Odată maturizat, că într-adevăr, la prima tură au intrat toți mecanicii, toate accidentele. La a doua tură deja începuse să îi strângă pe politicieni că trebuia să ducă să vorbească cu aceiași oameni. Că acum un deputat mai întâi se duce în sudul județului, după aceea se duce în nordul județului, la al treilea mandat nu se mai duce niciunde, că oricum nu-l mai interesează. No, și dar uite, chestiunea așa asta pe listă, da. Listele da. Și la revedere. Da, eu mă gândesc că aș analiza dacă și când au făcut averea, dacă au venit în politică. Asta nu-i treaba, însă e treaba celor de la ani, eventual. De la ani, de la fisc. Politică cu averea, întrebarea e ce caută în politică. Dacă au făcut averea în timp ce au făcut politică, într-adevăr, problema celor de nu, la stai ani. Un pic. Nu înseamnă că oamenii cu avere nu pot veni în politică. Problema că nu e legal sau e ilegal. Eu, de exemplu, mă întreb eu dacă aș avea jumătate din cât are omul ăla, nici nu aș fi aflat. Dar tema e clară pusă de la început. Sunt niște oameni care sunt parlamentari, foarte bogați și fără o activitate modest, de impact în societate. E modest, Daniel, să gândea să vândă jumătate în ce are și după aia să intre în Parlament ca să fie la nivelul... Dani, te rog. Asta vreau. Asta vrei asta, să spui. Asta am vrut să spun, că nu... Și nu l-am lăsat. Că nu... Chestia asta cu bogăția este ca... La fel ca la polițiști, la fel ca la toți funcționarii publici. Trebuie să vezi dacă au făcut toți, dacă bogăția le-a fost adusă de politică. Atunci e o problemă. Dacă au intrat bogați în politică, cum se mai intră pe afară, putem să le acordăm credit, să spunem, bă, poate au venit din dorința de a face ceva în comunitatea lor, dar atâta uite, timp cât ei n-au spus o eu vorbă. Eu pe prima doamnă de la PSD știu cine este. Doamna Dumitrița Gliga, nu știu că s-a remarcat cu ceva, o știu că este fata tatălui. Tatăl care este președintele PSD Mureș, tatăl care de-a lungul anilor a făcut ceva în viață, știți că are acea fabrică de viori de acolo. Da. De ce a simțit nevoia tatăl să-și pună fata, că a fost un scandal întreg acolo, eu știu povestea de la Mureș, și un scandal întreg acolo, cu chiu cu vaia a ajuns rectorul de la Facultatea de Medicină pe liste, pentru că domnul acesta vrea să-și împingă familia în față. Da, și cum să fie un rector de la Universitatea Medicină atât de bună? A fost până la urmă, dar inițial discuțiile au fost în sensul ăsta. Vedeți, adică... astea sunt problemele, da, punctual, clar. Problemele astea de politică, de clan, adică părinții și împing copiii în Parlament sau primarii își lasă moștenire primăriile copiilor. Păi tu stai un pic, dar cum? Pe persoană da, fizică? Exact, sau cum? Aici, asta este problema. Pic, votează care... lumea în sat. Votează lumea în sat, dar... Auzi, mă uit acum pe CV-ul unui multimilionar de ăsta anonim. Bă, stai în Dâmbovița, că mi-a picat în mână. Da, dar să nu cumva să spui că are nevoie de studii, că ne-au zis de la domnul Tuma că nu are nevoie de studii, nu are nevoie de specializări, că a fost ales. Studii am înțeles. Nu, studii am înțeles, a fost ales. Dar el cum a fost? Că aici să și explică cu terenurile. Director la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Voilà. Pac. După care s-a dus, acolo ar fi avut nevoie și de niște studii, s-a dus primar, după care deputat, după care iar primar, după care iar deputat. Bănuiesc că banii a făcut, înainte să aibă toate aceste poziții, nu? Înainte, nu știu, ar fi fost din 97 în 2009, să fie deja milionar în 2009. Trebuie să luăm pauză de bugete și ne întoarcem după pauză cu un alt subiect, apropo de dubla măsură, pentru că spuneam că nu toți românii sunt așa norocoși, doar cei aleși cu ghilimele de rigoare. Și apropo de dubla măsură, vă spuneam că m-a enervat atât de tare declarația lui Pricopie de ieri. Nu mi-aș fi pierdut vremea, domne, dar vreau neapărat să știe o țară întreagă ce spunea Pricopie despre plagiatul lui Ponta și despre Cnatcu. Acum, brusc, e nasol, pute. Ne întoarcem după pauza de publicitate. Ne-am reîntors în platou la culisele statului Pael și ca să cresc un pic... așa, tensiune aici în platou. Nu o să vorbesc acum despre Pricopie, o să vorbesc pe următoarea pauză. Altceva vreau să... Mi-am adus aminte acum.
Dom'le, ați văzut ce rezultate a anunțat OMV-ul astăzi? Un miliard de euro, peste un miliard de euro profit în, mai în 6 luni de zile, în ianuarie până în iunie 2022. Și unul se uită în telefon, altul se face că știe, de ce să-și facă un cuvânt potrivit. Profit pentru această situație, un cuvânt potrivit. Dar și statul a făcut profit, pentru că mai are niște acțiuni, plus a primit taxe și impozite record, zice CEO-ul de la OMV. Dar și ministrul dar a făcut românul, profit. Românul a făcut profit, dar sunt niște găuri în spate și profitul ăla se duce în găurile alea. Românul a pierdut pe linie, Anca, nu? Românul Virgil Popescu a făcut profit, care are niște benzinări în franciză de la OMV. De ce are o bucată din miliardul ăsta? O să vedem în declarația de avere. Românul prin reprezentant. Să vedem dividendele, și dacă nu le distribuie, nu le vedem, le investește. Păi ba da, pentru că a anunțat că le-au distribuit. Păi nu, dacă nu le distribuie el din firma lui care are franciză, dar nu le vedem. OMV-ul le-a distribuit, am zis că le-a distribuit. Dane, de ce te uiți așa galeș la mine? Păi, nu știu, mă gândeam că acum un timp cineva ne explica că toată mărirea asta de prețuri este, cred că chiar domnul Iacob, este pentru capitalizarea companiilor astea. Nu, domnule, ei ne-au spus că e din cauza că au crescut prețurile peste tot. Și atunci întrebarea mea logică este așa cum te gândești și tu. Păi nu, întrebarea mea logică, cum dracu de ăștia au făcut profit record dacă prețurile au crescut peste tot? Cum? Păi, adică înțeleg că, de fapt, costurile la ei au rămas aceleași și noi am plătit ca proști în plus și le-am băgat în buzunar. Da, asta este logică. Pentru că de fiecare dată când crește pe piața bursieră prețul petrolului, crește la pompă, ceea ce nu e normal, pentru că la pompă este benzina luată cu 2-3 luni în urmă. Și nici măcar nu asta, nici măcar nu e asta. Toată chestiunea cu costul energiei și creșterea prețului e indus artificial. Da. Populațiile din Europa au înghițit gălușca asta cu sperietura de rigoare că a fost pandemie, că e războiul. Scot oamenii frumos banii din buzunar și undeva cineva face profit. Ia că-te la noi cine face profit. La fel cum a fost și în timpul pandemiei, cu vaccinurile și cu medicamentele, tot așa a fost, Dar OMV-ul face profit pe teritoriul României cu resursele României. Asta am vrut să spun și eu, că noi, față de alte țări care înghit și care n-au resurse și înghită aceste prețuri, noi înghițim aceste prețuri pe gazul și pe ni s-a spus că trebuie să dăm petromul, da, la OMV, că dacă nu ne integrăm în Uniunea Europeană. Ne-am integrat și după ce ne-am integrat, trebuie să reglementăm mai bine situația din economia românească și avantaje pentru populația României. Și nu spun că trebuie să facem o șmecherie, pentru că n-a fost cinstit dacă ne-am integrat cu asemenea condiționalități. Și atunci era cinstit, după ce ne-am integrat, să reglăm lucrurile astea. Dar va veni și momentul ăla. Dar vă aduceți aminte de Cristina Prună, cum își rupea cămașa acum vreun an, un an și ceva, și ne spunea cât de bine o să fie când după o să liberalizeze. Da, deci cum o să vină investițiile și explica așa niște cuvinte care îți dădeai seama de lipsa de logică. Dar parcă așa când o vedeai cum spune vreo jumătate de secundă. Și ce să vezi? Au ajuns la concluzia. Credea, mă. Nu, că șters tot. Eu cred că ea credea. Au ajuns la concluzia că, de fapt, deciziile luate în 2017, ordonanța 114, care plafona prețurile și reglementa și în piața, care OMV-ul făcea profit și atunci, păi, atenție. Păi, tatăl meu, trebuia să facă mai mult, ați înțeles? Acasă, dar ce când era piața? Deci ordonanța aia nu păgubea pe nimeni. Trebuie să iau pauză? Trebuie să iau pauză într-un minut. 114 nu păgubea pe cineva. Dacă trebuie să iau pauză într-un minut, din acest moment vă dau ordin, toată lumea la loc comanda, vă rog frumos să vă luați pixuri cu pană verde. Ce vă uitați așa la mine? Păi de ce verde? Uite-te aia, uite. Dar de ce cu pană? Hai să arătăm fotografia. Nu m-am abținut să nu o arăt. Iese de pe site-ul guvernului. Domnul Ciucă nu vorbește bine, dar scrie cu pana. De ce face? Două dedicație pe o carte? Dom'le, nu știu. Vreau să întreb. Dar vă rog frumos, la loc comanda toată lumea, se poate pix interpreta, cu pană verde. Se poate interpreta semiotic faptul că pana ar putea înlocui cămașa? Nu știu, frate, dar... deci mi se pare ceva fabulos. Este de pe site-ul guvernului poza, eu da? Atât am avut. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem cu zicerile domnului Remus Pricopie. Nu de acum,
ci atunci când îl apăra de plagiat pe domnul Victor Ponta, de acuzație de plagiat. Revenim imediat. Spune. Ne-am reîntors în platou la culisele Statului Pare. Am făcut și o sesiune foto în pauza de publicitate. M-am fotografiat cu poza domnului Ciucă. Hai mai glumim și noi așa în pauză. Dar acum vorbim serios, pentru că v-am spus că ieri m-a enervat foarte, foarte tare declarația rectorului SNSPA. Noi am spus clar și noi am vorbit aici, am fost printre puținii care au vorbit în afară de cei de la G4 Media și am spus clar că nu vreau să intru în anumite jocuri politice, pentru că este clar că acest plagiat a fost folosit în scopuri politice. Dacă este plagiat și se constată, foarte bine să plătească, indiferent despre cine este vorba. Dar a ieșit domnul Pricopie ieri, domne, să se laude el, să iasă în față, că vezi, doamne, domne, o pată pe obrazul nostru. Cum ne putem noi uita în ochii europenilor cu așa rușine, cu așa mizerie? Și atunci mi-am adus aminte că domnia sa, de exemplu, l-a promovat pe domnul Coldea, care și el a fost acuzat de plagiat. Dar ce să vezi, nu îi se găsește lucrarea ca să doctor. Poată fi... Cum? Doctor. L-a promovat în sensul... Domne, stați doctor. Un pic. L-a promovat așa. În primul rând l-a promovat, a fost în comisia prin care a fost admis să fie profesor la Academia Națională de Informații. Deși au fost atunci scandalul, a spus domnul Pricopie, a avut domnul Coldea un dosar beton. Beton, așa a spus. După aia a fost scandala SNSPA că a vrut să-l aducă profesor acolo, pe domnul Coldea. Și au sărit toți profesorii și a zis, domne, stați un pic. Păi ce faceți? Ei, nu ne consultați? Nu așa. Deci domnul Coldea, cu domnul Coldea nu i-a fost rușine domnului Pricopie. Știm și de ce, știm și de ce. Nici cu domnul Ponta nu i-a fost rușine. Am greșit eu, el nu era atunci ministru, era tot rector la SNSPA, dar era, asta numea ce mi-am aminte, era vicepreședinte la departamentul de învățământ la PSD. Și atunci când Cnatcu s-a pronunțat asupra, dacă faceți semne că a fost un scandal întreg, atunci s-a pronunțat asupra diplomei lucrării de doctorat a domnului Ponta și a spus că este plagiat, domnul Pricopie, mama, a ieșit și și-a rupt hainele de pe. Hai să vă spun ce spunea atunci domnul, cum îi lua apărarea. Plagiatorului Ponta, pentru că a fost dovedit în instanță că a plagiat. Hai să vedem ce a zis. Cnatcu nu poate să pună pe ordinea de zi un subiect dacă nu există un punct de vedere al Departamentului Juridic din Ministerul Educației. De ce? Pentru că în eventualitatea unui proces, cel care răspunde este Ministerul Educației, nu Cnatcu. Prin urmare, orice decizie trebuie să aibă un aviz de legalitate de la Departamentul Juridic al Ministerului Educației. După aia spune așa, tot ce au discutat dumnealor este nul de drept și am asistat, din păcate, la o bătălie politică în interiorul unei comisii care ar fi trebuit să respecte standardele legale și academice. Drept urmare și concluzia este una nulă de drept. Modul în care totul a fost construit din punctul meu de vedere mă conduce la concluzia că este politizare. Problema de fond trebuia trasă de către Comisia de Etică și specialiști în drept. Astăzi s-a dorit cu orice echip să se dea un verdict, indiferent dacă are un cadru legal sau nu, și este păcat că profesori universitari au intrat într-un astfel de joc politic. Pricopie l-a mai apărat pe șeful său de partid, spunând că membrii comisiei au fost numiți de fostul ministru al educației, Daniel Funeriu. Ca să înțelege și mai bine, aceste consilii din jurul Ministerului Educației au fost creionate la sfârșitul anilor 90, exact pentru a duce decizia în sectorul educației, în afara spațiului politic. Aceste consilii, conform vechii legi a educației, erau constituite în urma consultării cu senatele universității din țară. Noua lege, adoptată la propunerea domnului Funeriu, nu mai prevede acest lucru, respectiv consultarea cu universitățile. Drept urmare, nominalizarea în aceste consilii s-a făcut după cum a dorit ministrul Funeriu și nu în dialog cu universitățile. Practic, acesta este primul consiliu în toată istoria de 15-16 ani nominalizat la voința unui ministru în speță, Funeriu. Acum, domnul Câmpeanu, pe care n-am de ce să-l apăr, vine și propune exact revenirea la sistemul vechi. Și iese domnul Pricopie, care atunci spunea că trebuie să, că e mai bun sistemul vechi și că nu e bun ăsta, și spune, domne, e o rușine ce se întâmplă. Păi cum să ai atâta tupeu după ce l-ai promovat pe Coldea, după ce l-ai aplaudat pe plagiatorul Ponta și te-ai luptat să-l aperi? Cum să ai asemenea tupeu? Omul ăsta este rector la SNSPA, o facultate care, iată, este apreciată la nivel european. Cum? Cum e posibil așa ceva? Ambele situații se referă la un premier al României. Trebuie să observăm însă că în realitate, în cariera celor doi domni, și la Victor Ponta și la domnul
Ciucă, nu a fost nevoie, domnul Ciucă n-a avut nevoie să fie doctor în ceva ca să poată să ajungă general și nici mai departe în cariera politică până la cea de prim-ministru, cum nici în cazul domnului Ponta da, nu avea... Vă contrazic, a folosit doctoratul ca să ajungă avocat. A, domnul Ponta, asta, da. Domnul Ponta a folosit doctoratul să ajungă avocat. Dar, mă rog, ca să ajungă prim-ministru sau în politică, nu avea nevoie de doctorat. Povestea asta cu doctoratele, începând de la cel faimos scăpat printre dinți, dotore, de la domnul Băsescu, a inflamat societatea românească foarte mult, a inflamat-o pe bună dreptate, pentru că s-a ajuns cu furtul în zona cea mai delicată, și anume furtul intelectual, furtul în forma lui cea mai perversă. Domnule Iacob, furtul e furt! Această formă de furt și de încălcare a legii, ca și forma de încălcare a legii când magistrații și judecătorii încalcă legea, sunt cele mai grave lucruri din societatea românească. Ele trebuie tratate cu foarte multă responsabilitate și cu celeritate, zic eu, pentru că societatea pe cele două furturi se poate scufunda. Politizarea asta atât de măruntă pe care a făcut-o domnul rector și de la SNSPA... Bine, o face constant, pare, nu e prima oară. Mi se pare că îl descalifică ăsta, pentru că el este un om educat sau care trebuie să educe, vezi ce, educat elite în România... Educat elite în pentru, culisele statului paralel. Elite în România și elite pentru lumea și scena politică și publică. Și să mă contrazică domnul Pricopie că n-a stat la masă cu statul paralel. Da, mă rog, de ce râs, Dane? De ce a coborât în zona asta cu subiectul? Subiectul Domne, este luptă, serios. Deci, hai ca să vă spun eu direct. Hai că eu spun pe șleau, știți că sunt pe șleau. Eu Așa, luptă între dilema. Servicii. Eu luptă între servicii. Iară. Și luptă între rezerviști și cei care sunt acum activi. Ce să mai leu, dar luptă între... Fiecare cu plagiatorii lui, ca politician de 2 lei nu poate fi? Dane, Mihai, vă rog. Iar serviciile, frate. Da, nu știu, dar nu am fost atent de-a lungul timpului, nu prea m-am pasionat asta cu plagiatele, dar vreau să întreb dacă domnul Pricopie a vorbit ceva despre plagiatul Laurei Codruța Chiovici. A vorbit. N-a vorbit? Nu. N-a vorbit nimic? Nu. Nici de-a lui Coldea n-a vorbit. Păi despre asta. Și soția domnului Coldea e tot acolo la domnul Pricopie. Păi nu mai e psiholog la SRI, soția domnului Coldea? Nu, e profesor acolo. Doamna era psiholog la SRI, doamna Coldea. Nu cred că mai e de mult. Bun, nu știu. Despre lucrarea lui Coldea, că vorbeam despre ea, eu am pus mâna pe două dintre dizertațiile lui înainte de a-și da finalul. Și a plagiat poate... sau nu? Nu mă pricep să văd dacă a plagiat. E un soft special. Dar dacă vrei, fă o faptă bună, fă le publice și să le verificăm da, pe soft. Ți le dau. Dă-le. Cine a plagiat? Cine? Nu știu dacă a plagiat, am două dintre dizertațiile din cadrul, din cadrul lucrării de care nu se găsește. Ia, dă-mi-le ca să le tocăm aici, am la ale lui, ale, două ale lui, una al lui Vlase și încă una. Deci mi le-a dat dă-le aici cineva. Că mă ocup de ele. Mihai, te rog. Clar, cu maximă competență, pentru că, nu știu eu, chestia asta cu doctoratul, mă gândesc ce zice lumea acasă. În momentul în care oamenii ăia se duc în niște școli părăginite, își duc copiii în niște școli care pică pe ele. La un moment dat chiar renunță să-i mai ducă la școli pentru că nu mai vine nici profesorul, că a luat 3 la titularizare și s-a dus de 2-3 ori cât să încaseze un salariu. Ce ori zice ei când văd că undeva unii care nu sunt cu nimic mai diferiți decât ei reușesc să obțină niște titluri așa pe bandă rulantă și culmea nici nu ne trebuie. Că sunt așa niște titluri doar ca să ne lăudăm cu ele. Nici măcar nu-s din domeniu, să zici, domnule, a fost un inginer bun de tot și a fost la fabrica de avioane și a vrut și el să fie doctor și, uite, n-avea timp, că inventa niște avioane, n-a avut timp să-și facă birocrația aia doctoratului. Asta e problema, că lumea nu mai are încredere în sistemul ăsta de învățământ și mulți renunță la el. Vezi, din ce în ce mai mulți copii renunță la el și aceste scandaluri și cu doctorate, și cu diplome false. Păi când vede ăla că unul cu diplomă falsă ajunge șef de instituție prin România, e ce de ce dracu să o mai duc să mă Majoritatea învăț? Așa sunt, știi? Nu neapărat cu diplome false, dar n-au nicio legătură cu domeniul la care sunt pus șef. Despre asta e vorba. Și cu asta luată la mișto și cu... Bă, și atunci zic, păi ce rost mai are? Profesorul oricum, ca și instituția profesorului, a început să scadă în ochii oamenilor, pentru că n-a mai fost ocupată de aia care terminau liceul pedagogic, care se duceau, care își dădeau interesul. Și cu toate astea să știi că încă sunt profesori dedicați, încă sunt, dar vezi că nu o să mai fie multă vreme.
Nu o să mai fie câți bani să duchiezi la pensie. Așa spuneam și în trecut, dar sunt și excepții destul de multe. Da, exact asta e în momentul ăsta, în fața televizorului. Sunt oameni care au făcut școlile pe bune, care au făcut doctoratul pe bune, care își respectă profesie, își respectă cariera, se respectă pe ei și sunt respectați ca profesori. Această lume există, dar lumea asta este sufocată de această mizerie la vârf. E sufocată lumea aia. Lumea aia trebuie să iese la suprafață, lumea aia trebuie să-și ia țara înapoi, ca să folosesc o expresie consacrată. Pentru că e mult mai mare, mult mai valoroasă și mult mai legitimă. Ilegitim este ce e acum cocoțat în vârful statului peste tot. Mai fac și o paranteză scurtă legat de doctorate. Am un fost coleg de facultate și prieten bun care și-a făcut doctoratul în America. A durat mai mult de 5 ani pentru că îl dădea înapoi, inclusiv pentru nerespectarea distanței. Sunt oameni în România care au muncit și 10 ani la un doctorat. Da, deci nu. Îl primea inclusiv pentru distanța nerespectată între litere. Adică nu vorbesc, abia după aia l-au luat și l-au băgat pe soft să vadă dacă... Auzi, am de să vă spun o poveste amuzantă din iar politică. La noi, era un amărât. La a doua zi. Era un amărât de ăsta care spunea, domnule, eu aș face, era semi-analfabet, spunea, aș face facultate, n-am bani. Și eram politic, așa, gravita în jurul politicii. Și la urmă cineva zice, uite, îți dau eu 1000 de euro să-ți plătești facultatea. Ăla, referindu-se la primul an de facultate particulară. Peste o lună a apărut omul cu diploma direct, aici am absolvit. Momentul în care și-a făcut un calcul rapid și a zis, domnule, acum că sunt absolvent de studii superioare, zice, eram și funcționar public, zice, eu pot să fiu prefect. Eu am crezut că e o ironie de asta, cum mai facem noi din când în când, dar omul era foarte serios, cam asta deci e situația. Deci credea că el și știe când și-a văzut hârtia. Nu, el a voiat în momentul ăla, era măzuința lui, că a zis, pot să fiu prefect, omul înainte împărțise. Poate, adică și poate să-și facă job. Gata. Da. Aia a fost cerința lui. Vreau să schimbăm acum subiectul și să trecem la subiectul cu Romprest și sectorul 1. Deschide documentul. Dan este cel care ne-a adus acest document, care a intrat în posesia lui în exclusivitate. Este documentul care a stat la baza dosarului penal pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută. Instituțiile statului au constatat încă din luna februarie ceea ce a prezentat noi în documentul, în dosarul pe care l-am arătat săptămâna trecută de la DNA. Acea gaură de acel 200 de milioane de euro, 1 miliard de lei prejudiciu stabilit. Dar o să te las pe tine să spui câteva cuvinte despre el. Întrebarea mea, și eu aici am înțeles, o să trebuie recuperați banii, a anunțat și doamna Clotilde între timp că se constituie parte să recupereze banii, dar eu aș vrea totuși să meargă investigația și mai departe, pentru că noi suntem în curs cu o investigație, să aflăm unde s-au dus cei 200 de milioane. Că banii nu au ajuns în dividende la acționari, ci banii au ajuns în niște contracte de consultanță și sub diverse forme la niște băieți deștepți. Niște băieți deștepți care le-au facilitat lor de-a lungul timpului accesul în diverse instituții sau diverse contracte sau astfel de plăți. Dane, te rog. Da, în timp ce vorbești, o să și arate documentul Cristina ca să îl vadă toată lumea. Controlul a fost făcut de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrației și viza modificarea de prețuri pe care Romprest, în acord cu oameni din primărie, au făcut-o încălcând legea. Și, nu numai atât, nerespectarea contractului propriu-zis de salubritate. De exemplu, cum se vede și acolo la constatări, cel mai important e la sfârșit, unde sunt constatările și măsurile. De exemplu, Romprest factura primăria sectorului 1 pentru orele de stat. Când stăteau mașinile degeaba. Mașinile stăteau degeaba, ei facturau că erau pe mână cu primăria și facturau cu anumite, personaje din primărie. Și care facturau... de altfel se și regăsesc în dosar. Da, pentru că din câte știu eu, implicat ar fi primarul Tudorache care s-a și
Nu există. Deci eu am văzut dosarul, nu există detalii. Informațiile pe care le am, primarul delegase toate semnăturile în legătură cu acest contract, tocmai pentru că exista o stare de tensiune acolo, dar va veni momentul când Dan Tudorache va veni în platou la Culisele Statului Paralel și vom afla direct de la el ce s-a întâmplat atunci. Ce vreau să subliniez, Dan, sunt două lucruri. Unul, faptul că s-au făcut niște acte adiționale, unul dintre ele la un moment dat, pentru cu totul și cu totul altceva decât salubrizare. Era vorba acolo de sortare și de... Da, de stația de sortare care nu există. Exact, nici, care nu există pe de-o parte. Și avea obligația să o facă. Și mai mult de atâta, trebuia să facă licitație pentru acest act adițional. Era un contract... Nu era aceeași activitate, era un alt tip de activitate. Trebuia făcută licitație, nu s-au respectat regulile, deși Curtea de Conturi București a spus foarte clar că este un prejudiciu uriaș la momentul acela. Erau vreo 97 de milioane, după care a tot crescut. Nu s-a recuperat prejudiciul respectiv. La sfârșit, pentru perioada de control, dacă mi-aduc eu aminte, erau 170 ceva de milioane de lei prejudiciu care trebuia recuperat urgent, adică dădea termenul urgent, termen imediat. Da, aici cred că este unde spune Autoritatea Administrației Publice Locale, sectorul 9 al municipiului București, vor adopta toate măsurile necesare în vederea calculării și recuperării tuturor sumelor nelegal plătite ca urmare a efectuării de plăți către operatorul compania Romprestesa, la alte tarife față de tarifele aprobate prin hotărârea Consiliului Local, că de aici pleacă tot 232 pe 9-12-2016 și 1 pe... Deci este clar. Da, deci, deci în total cum să spun, ilegalitate pe toată linia. Este foarte clar. Haideți domnul să încercăm să fim mai focusați. Vă rog. Problema este următoarea. Curtea de Conturi, investigații de presă, informații pe care le-am avut și eu personal și alții despre nereguli care se făceau acolo și care puneau în nelegalitate, în dificultate, atât primăria sectorului 1, curățenia în sectorul 1, toate lucrurile astea, cât și compania în sine, pentru că și compania Romprest are mai mulți acționari și unul din ei tot spune și spunea că nu e în regulă și că sunt păgubiți și acționarii. Toate lucrurile astea, iată că s-au știut la diverse niveluri, la diverse instituții ale statului. Eu personal am întâlnit în ANAF, la mari contribuabili, filozofii în jurul temei. Au fost informați și aceia. Domnule, nu e în regulă. Domnule, uite, noi suntem acționari, nu avem acces acolo, la informații. Băia se joacă de informațiile secrete, nu știu ce. Adică dacă organismele statului, când sunt puse, să vegheze, să supravegheze, lucrurile să meargă bine, să nu fie prejudiciat statul, să nu fie prejudiciat cetățeanul, să nu fie prejudiciat chiar și acționarul unei companii, o moșmondește, o scaldă, înseamnă că ceva nu e în regulă. Înseamnă că complicitățile sunt mult mai adânci și mult mai răsfirate în multe zone. Asta vreau să vă întreb. Eu cred că ancheta asta în jurul trebuie să meargă și către reprezentanții instituțiilor statului. Sigur, de ce? Pentru că au existat... Au fost sesizați. Asta vreau fost... să spun. Sigur, ceilalți acționari au sesizat toate, absolut toate autoritățile. Și au spus așa, domne, banii sifonați de la stat, atenție, banii sifonați de la stat se duc către un grup infracțional organizat. Nu spunem noi. O constată chiar DNA-ul, da? În dosar că a fost un grup infracțional organizat. Deci acest grup infracțional organizat a sifonat 200 de milioane de euro din bani publici către niște șmecheri. Ei, eu aș vrea... Romprestul a fost un să vedem un cine obiect sunt oamenii prin care, care s-a protejează făcut pe acești șmecheri. Adică să meargă și mai departe. Vreau să pas spun următor. Că informațiile mele sunt și sunt foarte exacte. Aceeași instituție care a făcut controlul a mai fost și cu 6 luni înainte. Și Curtea de Conturi a mai fost și înainte cu un an și în fiecare an a fost. Și ceva s-a întâmplat acum, pentru că a apărut acest act de control. Pentru că tot timpul s-a pus Batista pe țambal la primăria sectorului 1 până în acest moment, în 2021, Mihai, când ceva s-a întâmplat. Chestiunea că noi avem în statul român o grămadă de instituții care au menirea de a păzi
și, prin acțiunea lor ei trebuie să și prevină să se ajungă aici. Pentru că nu este normal sub ochii statului, sub ochii organismelor statului, fie el de la Serviciul de Informații, Român de Informații, care trebuie să aibă informații, parchete care trebuie să se sesizeze la timp, ANAF, Curtea de Conturi, așa mai departe, toate trebuie să-și facă datoria ca lucrurile astea să nu se întâmple. Eu n-am nicio satisfacție să stau să văd ca cetățean că se prăvălește o industrie, că se distruge bugetul unui sector, că sifonează unii banii. De ce lucrurile astea trebuie să se întâmple? Statul român trebuie să fie activ ca lucrurile astea să nu se întâmple sau când încep să se întâmple, da? Să se intervină cât mai clar. Asta este problema. Statul ăsta care trebuie să fie activ este utopic, pentru că, așa cum am spus și... El așa e structurat, așa e organizat. El nu e utopic. El așa era organizat. Așa este teoretic. Dar oamenii care deservesc instituțiile... Da, nu răspund. Oamenii care deservesc instituțiile, ei aplică legea după urechea lor, fac niște jocuri pe niște portițe, după cum cred ei, dar sunt consecințe. Ori consecințele astea trebuie să duc. Și, eu am prevenit pe multă... Am prevenit multă lume din mediul romprest și dintre acționari și dintre... Bă, nu e în regulă, mă, se întâmplă niște lucruri. Măi, nu cred... Nu credeau. Credeau pe aceia care acum sunt în dosarul ăla. Eu am spus și când am vorbit prima oară dosar, când doar se întâmplase, aștept cu interes să văd celeritatea care se va judeca dosarul. Dan deja începe să aibă o serie lungă de materiale din instanțe în care tot vorbește despre dosare, cum nu mai face nimeni în presă în momentul ăsta în România. Eu aștept să văd când se va întâmpla dosarul ăla, cum e pe afară, să vezi că a început azi, ai aflat de el, după o lună în care se adună probele, se pregătesc, păi părții începe dar judecata. Noi aici datoria noastră dar este pentru asta că... clar, nu, noi ne facem datoria, dar presa și-a făcut-o. Noi în continuare o să vorbim despre până când lucrurile să se miște. Deci asta este datoria noastră, să facem presiune publică ca autoritățile statului să-și facă treaba. Și dincolo de asta aș vrea să văd și un funcționar de ăsta, și un procuror, și un de la ANAF, de la Curtea de Conturi, că e parte la un prejudiciu în țara asta, care a trecut pe lângă el, deși n-ar fi trebuit să exact facă. Exact. Că aici e problema, de fapt, la noi. Și un judecător care n-a deschis un dosar, care a respins un dosar. Și un procuror care n-a primit o plângere și a zis că o clasează el, că așa crede că e mai bine. Eu pe ea vreau să-i văd pe toți aliniați când sunt prejudicii, mai ales ăstea mari. Ați văzut astăzi, acum uite, fac o paranteză, n-are legătură cu subiectul nostru. Ați văzut astăzi una din judecătoarele care l-a condamnat pe Lucian Duță, i-a dat cu dosarul în cap, în instanță, unui coleg, nervoasă că nu-i convenea că face o anumită minută. Dom'le, e la propriu. I-a dat cu dosarul ca în cap, da, în public. Au probe psihologice. Păi nu, dom'le, stați un pic. Unde, deci... la înaltă curte? Da, dom'le. Dar mai au teste, cumva, nu știu, mai testează cineva. Înțelegeți? Și omul a rămas șocat și zice, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul în cap. Deci voi înțelegeți unde s-a ajuns? Nu, vreau însă să mă întorc la apropo cei de țara asta. Țara asta. E țara lui Mândrescu, cum zicea domnul Iacob. Domnul Iacob, ia să ne întoarcem la domnul Mândrescu. Că domnul Mândrescu înțeleg că vrea să fie... Pretutindenarul Mândrescu. Este pretutindeni el. El e în tot și înțeleg toate. Înțeleg că ați aflat dumneavoastră că astăzi dădea concurs pentru postul de... De administrator la autoritatea... Membru Consiliului de Administrație, da, la Autoritatea și Aeronautică, cine, care nu este în subordinea domniei. A fost provizoriu acolo pentru 4 luni, nu, da? Stai puțin să explică-ți ne înțelegem. Explică-ți dumneavoastră. În subordinea domniei sale, ca în coordonare, ca asta cu subordinea, ca secretar de stat, sunt toate instituțiile din aviație. Da. Da? Mai puțin cea militară. Instituția care controlează toate celelalte instituții și urmărește respectarea regulamentelor și anume Autoritatea Aeronautică Civilă, în acea instituție domnia sa se găsește în Consiliul de Administrație, pe un mandat provizoriu. Acum vine pe un mandat definitiv. A participat dacă la un concurs. Cu firma. Dacă cu firma câștigă concursul. Astăzi, dacă cu firma, da, adică o firmă, da, de-aia l-a selectat la concurs. Ascultă-mă un pic. Da? Păi cum... Tu ești în Consiliul de Administrație la controlorul care trebuie să controleze ceea ce tu tu ești în Consiliul de Administrație la controlor care să controleze
structurile pe care tu le coordonezi. E minunat. Adică e atât de tare Mândrescu ăsta încât el centrează, el dă cu capul, el e peste tot. Mai mult, el este până astăzi, sau a fost până astăzi, membru în Consiliul de Administrație la acea autoritate, sigur, pe un mandat provizoriu, și el se află într-o incompatibilitate. Nu știm încă, așteptăm să-mi răspundă Segegheu, am primit solicitare. Legea creează un cadru în care cineva indispensabil poate să încalce această incompatibilitate. Păi băiatul ăsta... Păi, dar nu vă e clar că e indispensabil? Din da, e indispensabil, aici? Da. Pentru cine încă nu știm foarte clar pentru cine este indispensabil. Indispensabil. Ce e clar e că omul chiar are spate. Are, pentru că vreau să vă spun. Dar vrea să se retragă la mare, la Constanța, în portul Constanța. Vrea să-și pună pe fostul lui șef de cabinet șef la portul Constanța. Adică omul are o întindere. De asta e țara lui Mândrescu. Adică din aer, pe uscat și pe mare. E țara lui Mândrescu, înțelegeți? De când vorbești... Eu nu știu ce guvern mai există. Domnul Ciucă, că e, omul ăsta e un secretar de stat. Domnul Ciolacu, care e șeful partidului. Domnul Grindeanu, care nu e ministrul transporturilor, că e domnul Mândrescu. Întrebați pe... Faceți un sondaj de opinie să vedeți că 90% din... Domnul Grindeanu l-a pus șef și la compania 90% din cei din Ministerul Transporturilor spun că domnul Mândrescu conduce... A, e o șmecherie acolo, că domnul Grindeanu are o abilitate specială și l-a pus pe unul Damian, parcă, care îl păzește pe Mândrescu. E secretar general adjunct. Da, e secretarul general adjunct, care cică așa foarte subtil, îl păzește pe omul domnului Ciucă, astea sunt teoriile de acolo, ca să nu de... și așa de bine să păzesc când se duc la anunț botezuri cu metri și petreceri. Domne, împreună cei doi. Adică să păzesc... De ce nu-i păzesc? Păi se filmează unul pe altul. Auziți, se păzesc, se păzesc unul pe altul ca să nu iau unul mai mult decât altul? Pentru că banii statului nu prea văd să-i păzească. Și vin și spun. Lucrurile astea le știm, sunt bine edificate, sunt bine informat pe ele, am discutat cu suficient de multă lume încât să cred și să înțeleg toate lucrurile astea bine și presupun că în același timp cu mine sau cu mult înainte și Serviciul Român de Informații știe și alte structuri care investighează în România. Acum, de ce nu se și întâmplă ceva? Nu știu, probabil e o strategie de apărare națională din cauza conflictului din Ucraina-Rusia. Și cred că și chinezii fac ceva în Taiwan și dacă îl deranjăm pe domnul Mândrescu, s-ar putea, nu știu ce se întâmple, și cu Trump în Alaska. Și atunci să stăm un pic așa și să lăsăm spațiile alea comerciale și tot ce se întâmplă, ca nu cumva planeta să fie zguduită din punctul ăsta. 5.500 de metri pătrați de spații comerciale. Atunci asta este miza tot. Pentru care mâine se va da o primă bătălie în Consiliul de Administrație. Primă bătălie, că ei vor decide pe cine pun. Adică mâine o să știm exact cine a învins în bătălia asta. Pentru că... Atenție, să nu zguduim planeta. Adică lăsați-l pe Mândrescu unde e. Ce vroiam eu să spun este că... Dar Ministerul Transporturilor aș vrea să-l zgudui puțin. Omul e clar că are spate, pentru că altfel dacă Grindeanu la cât s-a vorbit numai în emisiunea asta despre acest Mândrescu, dacă Grindeanu avea puterea de ministru și era într-adevăr ministrul transporturilor, dădea cu el de-a zvârlita de atunci, de-a doua zi după prima emisiune și gata. Domne, dar uite că îl ține. Uite-vă, știți cum am prieten la emisiune? Și... scrie cineva acum așa, îmi spune, că păstrez, cum să vă spun... le păstrez, îi acopăr pe oameni, nu le dau identitatea. Corect. Că nu vreau să-i pun pe nimeni în pericol și le mulțumesc foarte mult celor care îmi scriu. Îmi scrie cineva, domne, eu lucrez în Ministerul Transporturilor și are dreptate domnul Iacob, așa este, domnul Mândrescu este un șmecher în minister, el și cu șeful de cabinet al domnului Grindeanu, domnul Cristi Anton, înțeleg că îl cheamă. Domnul Anton, de ce ați sunat ieri disperat din cauza emisiunii noastre cu CNAIR-ul, cu ilegalitățile, cu licitația, cu decontaminarea, cu mercurul, cu... De ce, domnul Anton, de ce vă agitați atât? De ce dați atâtea telefoane? Înțeleg că cei doi domni sunt foarte... Poate vrea să ne spună ceva. Nu știu, ce poate. Riscă România în nu, situația... Aici trebuie clasificați un pic ăștia, pentru că asta cu spate, cu etare, trebuie să înțeleagă lumea. Aici sunt ăia latifundiarii, ăia șmecherii, ăia sunt conducătorii, stăpânii, boierii. Ei au nevoie de niște sclăvuleți, pentru că în momentul în care intri într-un sclaveți, minister... Sclaveți, se spune. Ei nu știu acolo și au nevoie de un așa fâșneț care să știe procedurile, să rezolve, să spună boss, mașină pentru secretară. Astea sunt procedurile la care... Mobilier... Hai că să se întâmple lucruri. După care, când vine de la partid, ministrul, ai nevoie de unii care să facă lucrurile să se întâmple.
ăia, neavând în momentul ăsta al existenței lor niște afaceri, niște case, niște terenuri multe, adică n-au apărut, n-au ajuns la zona aia într-un așa anumit serioasă, moment al existenței. În momentul, deci cum e Mândrescu ăsta. Ei atunci stai trebuie minte, să aibă niște are cașcaval. Și încep numirile. Ce să avem și noi acolo 2.000, 3.000, 5.000 de euro să justificăm faptul că trăim, mâncăm, că vine anii după aia și ne oprește. El în momentul ăsta e în acel moment al vieții de expansiune financiară, adică peste 5-6 ani. Nu are nimeni nimic împotrivă, dar nu pe banii românilor. Păi dacă doar la stat a lucrat. Nu, dacă e așa bun, de ce nu se duce la privat? Aolo, dar a fost la privat. Când era la Cuc, consilia o companie care aparține Partidul Comunist din China. Adică nu, nici acolo nu s-a dus departe de stat. Vreau să știți că am făcut săptămâna trecută, am prezentat faptul că cei de la compania de aeroporturi și încrengăturile și cu domnul Mândrescu și cu domnul Duțulescu, da? Am făcut legătura și am arătat clar că doresc să vândă cele 10% pe care le deține compania în favoarea unui anumit acționar de la Romprest. Legătura domnului Mândrescu cu Romprestul e veche. Domnia sa era în relații bune cu ei încă de pe vremea când a fost șef la compania de aeroporturi și a ajuns în posesia mea două documente din perioada în care era director la Compania Națională de Aeroporturi. Domnul Grindeanu îl pusese, care era prim-ministru, ce să vezi atunci, tot domnul Grindeanu îl pusese, da. Un raport în legătură cu niște lucrări care se acordă Romprestului în afara extra abonament, așa apare în raportul respectiv. Toată argumentația este în favoarea Romprestului, deși departamentul juridic spune, domnule, nu putem să le dăm bani în plus pentru că există un abonament, pentru că ei trebuie să facă niște lucrări. Se domnul Mândrescu și cu domnul care la momentul respectiv era reprezentantul CNAB în Consiliul de Administrație al Romprest, care semnează și el pe aceste documente, spun, domnule, hai să le mai dăm, era în 2016, cred că se întâmpla, hai să le mai dăm încă 500.000 de lei pentru niște lucrări, că s-a stricat drumul, atenție, da? Deci asemănător cu ce s-a întâmplat la sectorul 1. Exact același lucru. Fără licitație, fără nimic, fără niște lucrări suplimentare, extra abonament, deși departamentul juridic spunea că nu e cazul să se întâmple lucrul ăsta și că nu se vede. Există la anumite organe sesizarea din presă. Deci eu cred că ar trebui cei care cercetează să se ducă și pe perioada... Se extindă în care erau alții acolo și au dat lucrări cu nemiluita la Romprest fără licitație, tot de la stat. Pentru că CNAB-ul este tot o companie a statului, da? Vreau însă să mergem mai departe și să vă arăt... Acum ce să fac? N-am nimic cu domnul Grindeanu, dar... Dom'le, trenurile alea cu hidrogen sunt niște întrebări, adică 973 de milioane de euro fără TVA, nu credeți că e cam mult? Pentru redresare și reziliență. Exact. Haideți să vedem materialul. Ne redresăm despre, noi România cu despre trenurile cu hidrogen și ne întoarcem să comentăm. Transportul cu trenul este și acum, la mai bine de 32 de ani de democrație, un calvar. Sistemul feroviar este într-o stare clară de degradare, însă potrivit promisiunilor asumate de politicieni în PNRR, lucrurile se vor schimba. Autoritățile vor să apeleze la tehnologii de ultimă generație, iar una dintre idei este cumpărarea de trenuri cu hidrogen până în 2023. Ce presupune un tren alimentat cu hidrogen? Specialiștii îl numesc mașina electrică a căilor ferate. Este dotat cu celule de combustie care produc energie electrică printr-o reacție chimică între hidrogen și oxigen. În urma acestui proces, singurele emisii în atmosferă sunt aburul și apa. Trenul poate merge cel mult 1000 de kilometri, astfel că este mai degrabă o alternativă pe rutele scurte. Costul unui singur astfel de tren este de aproximativ 12 milioane de euro, iar România vrea să cumpere 20. Ultima dată când România a cumpărat trenuri noi a fost înainte să intre în Uniunea Europeană. Atunci s-au achiziționat săgețile albastre. Acum însă, în cadrul PNRR, România are o listă de cumpărături mult mai mare. 20 de rame electrice pentru trenuri de lung parcurs, 16 locomotive electrice noi, capabile să atingă 160 de km pe oră și să tracteze 16 vagoane, 100 de vagoane modernizate, dar și 12 rame electrice pe hidrogen care circulă pe distanță scurtă și medie.
Proiectul trenurilor cu hidrogen se află însă la început și a fost implementat doar în Germania. Franța, Italia și Marea Britanie au făcut și ele prima comandă de astfel de trenuri. Trenurile sunt fabricate de compania franceză Alstom. Gabriel Stanciu, directorul general al Alstom România, a explicat care sunt beneficiile acestei noi tehnologii. Dacă nu mai vrei să folosești trenuri diesel, atunci ai două variante: electrificarea liniilor sau trenuri cu hidrogen sau pe baterii. Electrificarea tuturor liniilor de cale ferată nu este viabilă din punct de vedere economic. La nivel european, din cei 226.000 de kilometri de cale ferată, aproape jumătate nu sunt electrificați. În România, care deține a șaptea rețea de cale ferată ca mărime din Uniunea Europeană, procentul de linii neelectrificate este de circa 60%. Trenul cu hidrogen nu are nevoie de infrastructură specială. El poate circula pe infrastructura existentă. Ceea ce trebuie construit sunt stațiile de alimentare cu hidrogen, dar ele sunt asemănătoare stațiilor de alimentare cu carburant tradițional și există deja interes în piață pentru acest tip de proiecte. Deși sună promițător, trenurile cu hidrogen se pot dovedi a fi prea puțin eficiente. Tehnologia este o soluție verde într-un peisaj plin de trenuri poluante, însă hidrogenul se găsește în cantități mici în natură, fiind prezent în compuși. Ce înseamnă asta? Potrivit Hot News, pentru a separa hidrogenul, trebuie să consumăm energie, iar numai după îl putem arde. Problema este că, din cauza ineficienței inevitabile a proceselor, arderea hidrogenului produce mai puțină energie decât cea cheltuită pentru separarea lui din compuși. Hidrogenul verde este fabricat folosind electricitate fără carbon, dar procesul foarte scump și costurile vor scădea mai puternic abia după anul 2030. Potrivit promisiunilor asumate în PNRR, trenurile cu hidrogen ar trebui să fie folosite în țara noastră într-un proiect pilot pe linia Aeroport Otopeni București-Pitești. Oficialii s-au gândit și la alimentarea trenurilor. Se va face la București, la o stație duală de alimentare cu hidrogen care va fi amplasată astfel încât să poată alimenta atât trenurile cât și mașinile. Un tren ar avea nevoie de 90 de minute pentru a fi încărcat complet. O altă posibilă rută este cea dintre Timișoara și Reșița. Dar în timp ce pe oficialii preocupă cele mai noi tehnologii, în trenurile și gările din țară, situația este revoltătoare. Într-o gară de lângă litoralul românesc, oamenii așteaptă trenul în soare, la temperaturi greu de suportat. În spatele meu e gara din Eforie. E cod roșu de caniculă. Și ăsta e peronul. Oamenii așteaptă trenul. De ani de zile. Ia uite-i cum stau. De ani de zile, bătuți în cap de soare. Da. Mihai, stăm la bloc, garsonieră confort 2, dar ne cumpărăm Mercedes. Sau plasmă de aia mare, așa cât nu, tot. Nu, Mercedes perete. Direct, adică... Da. Nu, nu avem gări, nu avem linii. Dar nici nu îl testăm înainte să vedem dacă avem loc de parcare, dacă avem unde să o punem, dacă... Aia nici nu mai zic, e făcut așa, cum să zic, hai să avem și noi să fim moderni. Păi pe ce? E ca și cum ne-a luat Ferrari într-o țară care are numai drumuri de pământ. Ăștia la țară se ascunde, la umbră stau după porumbi. Gările și pe unde sunt astea mai mari, adică unde sunt orașele mai mari, le-au mai renovat, le-au mai văruit, nu sunt ce trebuie. Sunt întârzieri, întârzierile nu le rezolvă trenul. Vehiculul care merge. Rezolvă liniile și evident. Linii nu cred că s-au mai făcut, pentru că săgeata aia albastră de care se vorbea în material, am prins-o eu când am venit la București. Eram student și mai duceam mai des la Craiova. Păi făceam două ore și un pic. Nu zice nimic rău că uite ce domnul secretar de stat Scrioșteanu, două ore că îl cheamă, pic. Zice că o să fie un tren la un moment dat, da. Și către Craiova, zice. Uite, fii atent, zice așa. Momentan să fie așa. Avem o treime din drumul expres, așa că... Zice, se vor asigura trenuri la 30 de minute între Gara de Nord și aeroportul Otopeni, trenuri la 30 de minute între Gara de Nord, Chitila, Săbăreni și Anca, Titu. Stop. Nu, știi ceva? Nu sunt fezabile trenurile. Dar lasă-mă să citesc, ca să fim corecți. Uite, s-a arătat și postarea, dar să intre în direct dacă vrea să fim corecți. Mai departe, expună părerea. Trenuri la o oră între București, Găiești și Pitești, trenuri la o oră între București și Târgoviște, 4 trenuri pe zi între București, Slatina, Craiova, prin Pitești. Aia e cea mai mare tâmpenie. Am luat și eu, am greșit toată și am luat trenul prin Pitești, faci cu 2 ore în plus. Dar ideea este alta. M-a întrebat fiul cu trenul, de ce nu mergem cu trenul, și printre multe alte explicații a spus, e mai scump. Pentru că, într-adevăr, dacă plătești 4 bilete
la tren, pe orice rută vrei tu în România asta, ești mai ieftin cu mașina. Patru oameni într-o mașină costă mai puțin decât patru bilete de tren. Iar condițiile sunt execrabile. Deci ANPC-ul a fost în control acum și a arătat condițiile mizerabile în care merg oamenii cu trenul. Dar sunt oameni care nu au posibilități, nu au mașini, nu se pot deplasa. Nu pot merge nici cu acele microbuze, știți foarte bine, care sunt supraaglomerate și sunt niște coșciuge pe roți, știți foarte bine care este riscul. Dar uite, spune domnul secretar de stat în ziua în care s-a aprobat acest proiect pilot, zice că va costa proiectul acesta, costurile totale estimative ale proiectului sunt 973 de milioane de euro fără TVA. Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin PNRR și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Hai că știi cum facem. Luăm banii, îi numărăm și dăm mai departe. Deci, pe când dacă... Înțeleg. Nu, două secunde, Dan. Dacă noi ne apucăm să ne facem liniile de cale ferată, noi luam banii, îi dădeam muncitorilor români care munceau la liniile de cale ferată, piatra o luam din România, eventual, nu știu, liniile alea bănuiesc că nu e o inginerie atât de mare să o strească să le cumpărăm de prin Franța, Germania, America, adică nu cred că este o inginerie foarte mare, că am mai făcut, suntem în top, am avut linii de cale ferată când alții doar visau. Păi s-au distrus, Mihai, fabricile, mă rog, combinatele care făceau linie de cale ferată, s-au distrus. Unul dintre ele era la Călăraș. Da, ăla, într-adevăr, știu că am trecut și eu pe acolo, exact. Și arată într-un fel. Dar asta spun, banii ăia rămâneau marea majoritate aici, loco. Se duceau în salarii, se duceau în piatră, se duceau, poate plăteam, na, că spui că s-a distrus combinatul, poate plăteam pe șina efectivă, pe fier. Eu mai vin cu o întrebare. De ce, domne, toate cealaltă țări? De Germania, că ce reprezentantul Alstom l-a certat pe domnul, pe prietenul nostru, pe Marius Ghilezan, că a zis, domne, că plătim noi pentru producția lor. Ce nu, domne, zice că deja au fost testate în Germania și în Franța cu călători și că Germania a comandat 41 de trenuri. Da, e adevărat, dar Germania a comandat 41 de trenuri după ce le-a avut în teste cu pasageri gratis, oameni buni, gratis. Noi suntem mai bogați și mai... După ce, nu? Germania are căi ferate. Adică, exact. Revenind, că spunea Mihai că vrem și noi să fim moderni, mai moderni decât cine? Dacă nimeni nu mai are aceste trenuri, nu putem fi moderni. Putem fi doar noi, moțul, să zicem așa, care... Să nu vorbesc cu urât. Eu am stat așa la început, să nu supărăm pe nimeni. Bun. Luăm de la american armament, de la francez nu am la corvetele, dar luăm trenuri cu hidrogen, nu? 973 de milioane, deci un miliard de, un euro. Miliard de euro pentru câteva curse spre Otopeni. Exact. Sudul țării aici, aproape pac-pac, unde încă nici mai... Nici nu știm dacă sunt fezabile, adică... din punct de vedere economic, da? Că nu cred că a făcut cineva vreun calcul dacă sunt fezabile din punct de vedere economic. Păi, dar nici nu mai contează asta, că ți-am spus, în momentul de față, trenul nu e fezabil. Deci acum fezabil. Important este ca banii să luăm banii de la PNRR și să livreze către cine trebuie, nu? Cam asta, da, este concluzia. Mai ținite cum erau alea vechi, cu Bechtel, cu IADS, cu... S-a învățat lumea la un miliard. Un miliard pare a fi combinația standard în sus în clasa politică, pare aceeași poveste ca la început când România a intrat în UE și primea, că trebuie să ne achităm niște datorii, primea, nu? Primea bani de la bugetul UE, dar avea obligația să lucreze cu anumite firme. Adică, eu îți dau bani, dar lucrez cu ai mei. Aia, eu îți dau bani. Cred că și acum s-a întâmplat la fel. Probabil că au fost niște discuții. Au zis, noi vă susținem să primiți o grămadă de bani, o pălărie de bani, dar jumate trebuie să se întoarcă la Franța, la Germania, la Franța, la țările care cotizează mult la bugetul Uniunii Europene. Că altfel nu se explică. Adică, ce să vă spun, e vorba aia românească, pui carul înaintea boilor. Noi n-avem șine, n-avem cale ferată, am făcut, te duci, nu știu, am fost și eu acum cu trenul la Târgu Jiu, acum vreo 2-3 săptămâni, am făcut o oră pe 19 kilometri. În timp ce vorbesc, mai trimite spectatorii, dar trebuie să verific, să văd, mi-au trimis o informație foarte interesantă, tot legată de domnul Mândrescu și niște note de protocol uriașe, ca la nuntă. Da, o să verific despre ce e vorba, o să întreb la Ministerul Transporturilor și o să prezentăm mâine dacă se verifică toate aceste lucruri. Vreau să mergem mai departe.
Dar rămâne tot la Ministerul Transporturilor. Pentru că și eu asta vreau să zic, că am primit și eu așa și am verificat-o repede. Te rog. Și eu o să vreau să trimit mâine o adresă așa, la aeroport, să aflu dacă de 1 milion de euro doar să proiectează lifturile sau se și aduc cu cristale Swarovski și... Lifturi cu cristale Swarovski? Nu, păi dar 1 milion de euro mă aștept la ceva spectaculos, mă aștept să-mi fac un masaj, liftul ăla ca aeroportul are un etaj, adică nu știu cum să explic, nu e un P+22. Deci vreau să știu dacă la dacă un milion lifturi, de... lifturi, că sunt alea care urci la, probabil la VIP, eu la lounge-ul ăla unde plătești. La parcare, da. Anca, eu am văzut 3 facturi de... Păi câte lifturi sunt în aeroport? Aproape 1 milion de euro. Nu știu ce, dar scria proiectare și de-aia vreau să știu dacă e doar proiectare hai sau să vedem, te rog, documentează-te și facem săptămâna viitoare. Hai să rămân tot la Ministerul Transporturilor. Publicația clubferoviar.ro, care am văzut că publică cam tot ce e nasol la Ministerul Transporturilor și îi citesc destul de des pentru că îmi plac materialele lor, are niște informații legate despre un mandat prelungit pentru cineva care a lucrat la SRI în sistemul feroviar de stat. Este vorba de Petre Ungureanu, al cărui mandat de director general la Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR a fost prelungit cu 2 luni prin decizia Consiliului de Administrație. El fusese pus director general pe bază de mandat la începutul lunii martie acestui an și mandatul de 4 luni a fost prelungit deja cu încă 2. Cum și aceste 2 luni prevăzute de lege sunt pe cale să expire, ea mai prelungi mandatul cu încă 2 luni, a aflat Club Feroviar din surse la Ministerul Transporturilor. Petre Ungureanu este de 6 ani consilier al directorului general al Electrificare CFR SA, iar anterior, din 1998 până în 2017, a lucrat la Serviciul Român de Informații. El a absolvit grupul școlar agricol Corabia din 1993 cu specializarea mecanică agricol, după care a obținut un certificat de absolvire a unui curs de pregătire în sisteme, așa, diploma de inginer diplomat, după ce a urmat cursurile Facultății de Management în Inginerie Economică și Agricultură din București și diploma de licență la fizică Universitatea Hiperion. Acum, interesant, pentru aducerea minte, este cel care a aprobat amenajările demne de Dubai, spun cei de la Club Feroviar, din biroul de la etajul 3 al directorului general al Companiei Naționale de Căi Ferate, Ion Simu Alexandru, așa cum au dezvăluit cei de la Club Feroviar. În Consiliul de Administrație Electrificare CFR-SA, Petre Ungureanu este coleg de bancă cu Petru Ceșa, directorul general adjunct tehnic CNCF CFR-SA, cel care l-a ajutat pe Ion Simu Alexandru să-și securizeze feuda de la conducerea regională Timișoara a companiei de infrastructură. Recent, Petre Ungureanu și Vasile Albulescu, prietenul din copilărie al ministrului Sorin Grindeanu, au cumpărat 2 societăți care administrează cariere de piatră din zona de vest a țării, după cum a scris Club Feroviar. SRI, Cumetrie, Rude, Timișoara, Sorin Grindeanu. Dune, nu, cum? Știrea e alta. Nu, de știrea e alta. Cum? Ăștia au o firmă cu AGA, cu CA, cu director, cu șofer, așa, cu secretare. Așa. Ca să schimbe hârtia igienică la WC-uri în Palatul CFR-ului, adică în clădirea sediului Ministerului. Cum? Dune, cum? Acum deci, ai mai zis deci, poate. Deci ăștia au o firmă, grup așa. Palat CFR, asta e așa, o firmă da, exact, de stat. Da, 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 așa, e drept. Care schimbă hârtia igienică. Și plătesc Ministerul Transporturilor, le plătesc corect. Exact, deci așa, minister, așa, tu ai mai văzut un minister care să aibă o firmă să administreze sediul Ministerului. Și aia să aibă AGA, CA, secretare, șoferi, director. Dar băieții ăștia, de ce mai au nevoie de... Dar stai puțin, de ce mai au nevoie de joburile astea la stat, dacă ei au avut bani să cumpere niște cariere de piatră? Adică... Păi, în momentul în care statul, afacerile tale sau veniturile tale din joburile de la stat sunt mai mari decât o cifră de afaceri la o firmă care e de multă vreme pe piață, rămâi acolo, doar nu închizi afacerea când vezi că îți merge. Rămâi acolo, pe combinație, stai acolo cât se poate, că o jumătate de an e scump, e ca la vamă, nu lăsăm toată tura că e prea mult. Și atunci cum să plece? Voi vă dați seama că chestia asta, firma asta care schimbă hârtie igienică, l-ar face invidios pe Nicolae Ciuc? Păi da, Nicolae Ciuc care era, cum îi se zicea, sultanul căilor ferate, n-a reușit să-i treacă ideea asta prin cap, să facă o firmă cu atâta, cu atâția angajați numai pentru așa ceva? Da, e...
E de fapt asta. Păi e numai ea, trebuie să plece acasă. De fapt asta nu mai sunt. Aruncam un ochi pe Consiliul de Administrație. Nu, că auzi, dai seama, deci... La ce, la Palace Fere? Da, la Palace Fere, adică asta e... Din păcate ajung să nu mai fie știrea asta. Grup Exploatare și Întreținere Palace Fere. Deci vreau să vă adică ăștia se ocupă de tot ce înseamnă întreținere. Așa, femeile serviciu. Deci domnul ăsta e director... Dar asta nume că, uite, studiile lui spune așa, domne, a făcut și facultatea de fizică, este și cu diplomă, cu de diplomat, inginer diplomat. Cum? Adică cum? Ce are nevoie să facă la aparatul CFR? Da, adică, asta zic că statea ministerei, Ministerul de Interne, care e mai mare. Și de ce tocmai un domn care a fost la SRI? Asta e întrebarea mea. De ce numai ei? Pentru că ăștia se califică. Toți funcționarii ăștia publici. În afară de informațiile pe care le are un fost securist de ăsta, nu mai nu toți Dorin, care au lucrat la SRI, dar sunt securiști în sensul rău, la pe care este la, nu, sunt nu, oameni foarte în regulă la Serviciul Român de Informații. Și ăia în general știu, adică au o nostalgie că erau profesioniști. Ideea este că toată funcționărimea asta publică, toți politicienii când au de unul de la SRI, poate să fie ăla și de la împărțit Bocanci și de la șef peste lustruitul Podelei, tremură tot să bagă în birouri ca niște șobolași. Atunci foarte mulți foști ofițerii SRI s-au manifestat cu succes în spațiul ăsta. Eu am următoarea întrebare. De ce nu tremură toți din guvern, de exemplu, la următoarea știre? Potrivit cercetărilor făcute de Stanford și Universitatea British Columbia, reactoarele modulare mici vor genera, de fapt, mai multe deșeuri radioactive decât centralele nucleare convenționale. Se arată într-un articol publicat în Stanford News. Printre cele trei reactoare modulare analizate în studiu se numără și cel de la NuScale, care urmează a fi amplasat pentru prima oară în România. Luăm pauză de publicitate și discutăm după pauză despre asta. Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel și îmi vin niște informații pe mine. Domnule, deci mă îngrozesc, vă promit că o să fac o ediție specială despre acest palat CFR și despre firma care gestionează. Înțeleg că domnul director, care a trecut pe la SRI, o să văd exact în ce poziție a fost domnia sa la SRI, câștigă nici mai mult, nici mai puțin de aproape 17.000 de lei pe lună. Atenție, 17.000 de lei pe lună. Informații că au pus, deși Palatul CFR este monument istoric, au pus aiurea tot felul de îmbunătățiri, cu ghilimele de rigoare, gresie, faianță, care n-au nicio legătură cu monumentul istoric. Vă promit că o să mă aplic cu atenție asupra ceea ce se întâmplă acolo și despre această mafie care văd că funcționează. Băieți, ăștia sunt aceia și toți au trecut pe la Serviciul Român de Informații, dar foarte scurt, pentru că noi avem foarte multe minute, vreau să vă citesc câteva lucruri din acest raport pe care l-au emis cei de la Universitatea Stanford și British Columbia, care spune în felul următor. Rezultatele noastre arată că majoritatea proiectelor de reactoare modulare mici vor crește efectiv volumul deșeurilor nucleare care necesită gestionare și eliminare cu factor de 2 până la 30 pentru reactoarele din studiul nostru de caz. Vă reamintesc că este și reactorul care va fi produs în România de NuScale. Aceste constatări sunt în contrast puternic cu beneficiile de reducere a costurilor și a deșeurilor pe care susținătorii le-au revendicat pentru tehnologiile nucleare avansate, a spus Lindsay Krall, care este una dintre... Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat fluxurile de deșeuri nucleare de la trei tipuri de reactoare modulare mici, dezvoltate de Toshiba, NuScale și Terrestrial Energy. Iar rezultatele au fost șocante. Cu cât se scurg mai mulți neuroni, cu atât este mai mare cantitatea de radioactivitate creată de procesul de activare a neutronilor. Am descoperit că reactoarele modulare mici vor genera de cel puțin 9 ori mai mult oțel activat cu neutroni decât centralele electrice convenționale. Aceste materiale radioactive trebuie gestionate cu atenție înainte de eliminare, ceea ce va fi costisitor. Alison McFarlane, profesor și director al Școlii de Politici Publice și Afaceri Globale de la Universitatea Columbia din Marea Britanie, coautor al studiului, a tras atenția că unele modele de reactoare modulare mici necesită combustibil și agenți de răcire exotici din punct de vedere chimic, care pot produce deșeuri greu de gestionat pentru eliminare din cauza tratamentelor chimice costisitoare necesare înainte de eliminare. Mai mult, autorii studiului au avertizat că există o problemă cu radiația pe termen lung de la combustibilul nuclear uzat. Estimarea a fost că după 10.000 de ani,
Radiotoxicitatea plutoniului din combustibilii uzați evacuați din cele trei module de studiu va fi cu cel puțin 50% mai mare decât plutoniul din combustibilul uzat convențional. Deci mie mi se pare îngrozitor ce spun studiile astea. Îngrozitor! Asta... Auzi? Și la noi toți, de la președinte în frunte, Cosmin Ghiță de la Nuclear Eletica, ministrul Virgil Popescu, premierul, toți se bat cu pumnii în piept ce fericire trebuie să fie pe România că a fost aleasă pentru un astfel de experiment. Păi da, pentru că asta e diferența aia care o spunea Țiriac când spunea el că între un prost și un hoț preferă prostul. Hoțul, scuză-mă. Pentru că... până acum, hoțul, măcar ne-am tamat la bancă pe 50 de ani, pe 30 de ani, mai vedeam noi, mai vedeam un Ceaușescu, ne plătea datoriile. Ăștia ne nenorocesc pe 10.000 de ani, adică s-a tânat povestea, s-a închis la pâine, s-a închis țara, pentru că noi nici măcar nu suntem în poziția Germaniei sau a Franței să vedem prin ce cot luăm, prin ce colonie ducem deșeurile la radioactivă care apar. Pentru această firmă, și foarte mare atenție, mai ales pentru investitorii din spatele acestei firme care produce reactoarele nucleare, pentru că e un vehicul financiar firma asta, nu Schell, în spate are niște investitori. Pentru ei miza este foarte mare, că ei n-au reușit să pună o centrală de asta niciunde în lume. Peste tot s-au lovit de astfel de studii. În România au găsit pe unii care nu numai că îi lasă să amplaseze una, două de probă, le și cumpără. Adică nici măcar nu spune, bine, ok, am înțeles, hai că vă lăsăm. Nu, dom'le, noi cumpărăm. În momentul în care ei vor reuși să amplaseze aceste centrale, atunci se vor putea capitaliza, vor strânge sute de miliarde de dolari în America pe bursă, se vor lista la bursă și Dumnezeu cu mila pentru noi care o să fim... Hai să lăsăm și pe Dan să tragă concluziile, că nu mai avem foarte mult timp. Te rog, Dan. Da, e cum am spus și la început. Suntem țară de experimente. Și, da, dom'le, oamenii ăștia totuși realizează ce fac, pentru că și copiilor vor trăi tot aici. Adică, vă înțelegeți, peste 10.000 de ani, aceste deșeuri vor fi cu 50% mai radioactive decât cele de la centralele convenționale de acum. Să înțeleagă lumea, nu peste 10.000 de ani vor fi. Deci ele sunt de acum mult atât de puternice încât peste 10.000 de ani vor fi încă atât de puternice. Că poate lumea zice, domnule, nu trăiesc eu 10.000 de ani să văd cât de puternice sunt. Da, noi nu suntem în stare să terminăm reactoarele centrale nucleare de la Cernavodă, care ar putea să asigure independența. Au rămas la stadiu de promisiuni. Și ce facem? Venim cu niște chestii noi. Cu afacerea unora, un experiment care ar putea să ducă, în niște zone acolo unde vor fi amplasate la niște probleme de sănătate, probleme grave pentru cei care vor fi în acea zonă. Cine va răspunde pentru chestia asta? La noi în România nu există opoziție, nu există ONG-uri, nu există... Au fost atunci alea făcute cu gazele de șist, care a fost o prostie. Pe mine mă uimește domnul Ghiță, care este directorul la Nuclear Electric, acum s-a dus el la 2C și le-a spus oamenilor, domnule, n-aveți de ce să vă temeți, că totul va fi în regulă, va fi sub control. Cum poate domnia sa, care este un om educat, îl cunosc pe domnul Ghiță, să nu ia în seamă aceste studii pe care le fac specialiștii, chiar pe ceea ce se va construi acolo? Cum poate cu atâta ușurință, doar pentru a face pe plac unor oameni de la puterea politică, că a lucrat și cu domnul Dragnea, nu numai cu Iohannis și cu Ciucă, domnul Ghiță. Cum poți să vii să spui ceva foarte sigur? Trebuie să merg sigur la colega mea, Delia Vrânceanu, care la fix vă așteaptă la Prime Time News. Bună seara, Delia, ce ne-ai pregătit? Bună seara, Anca, doamnelor și domnilor. România este împărțită în două de vremea la extreme. Meteorologia a emis mai multe coduri de ploi și vijelii, dar se mențin și temperaturile ridicate. Unde va fi cel mai cald, unde lovesc furtunile și până când sunt valabile avertizările meteorologice? Vedeți imediat. O fetiță de 4 ani și-a prins mâna într-un tocător pentru suc de roșii. Copila a fost dusă la spital și a intrat imediat în operație. Medicii au apelat la mecanicul unității sanitare pentru a reuși să elibereze mâna din mașina de tocat. Cum s-a întâmplat totul și care este starea micuței, aflați în doar câteva minute. Când vedem și drama prin care trec doi tineri recent căsătoriți care au fost obligați de restaurantul care le-a organizat nunta să-și ipotecheze casa, ba chiar li s-ar fi oprit buletinul drept garanție. Vă spunem povestea incredibilă de fix. Vorbim de asemenea și despre cazul șocant din India, unde 30 de elevi au fost vaccinați anticovid cu aceeași seringă.
Care este explicația medicului și ce risc acesta? Vedeți totul la 20. Vă aștept așadar la Prime Time News. Anca, mulțumesc! Da, îți mulțumesc mult, Delia. Vine furtuna, dar sper să vină furtuna și pentru oamenii ăștia din politica românească. Odată nu râde, Dane, că nu e de râs, e de plâns, din păcate. Oamenii îmi spun în fiecare zi, domne, vie să ne smulgem părul din cap când vedem ce ne spuneți în fiecare zi. Și am vrea să se întâmple ceva. Și am spus, domne, din păcate, nu jurnaliștii trebuie să ia măsuri. Noi trebuie să spunem până când se vor lua măsuri și nu mă voi opri până când nu se vor mișca lucrurile. Uite că ușor, ușor încep să se schimbe lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine. Le mulțumesc telespectatorilor. Ne revedem mâine de la ora 18 cu o nouă ediție. Așa simpatică. O să vă arăt mâine. Nu vă spun încă ce o să vă arăt. Mâine vă spun. Dar o să fie interesant și o să vă placă. Așa, mai de weekend. Seară bună. La revedere. Rămâneți alături de colega mea Delia Vrânceanu de la Fix. Începe Prime Time News.